Bun, ajungem la un uh, personaj care mie mi se pare uh, unic și remarcabil și cred că îi datorați o mare parte din succesul vostru. Vorbim de bunica aici și de uh, modul în care ați reușit să o, să o puneți în valoare. Pe o doamnă care are o vârstă, care are uh, nu neapărat foarte multă școală, care a învățat enorm. Am văzut secvențe de la filmări acum, și e atât de implicată în, în zona asta de film, știa când se trage, când înțelegea treaba tehnică, da. de multe ori dădea ea startul filmării, adică remarcabil cum ați putut ajuta un, un om în vârstă și cu cunoștințe limitate să uh, strălucească într-un mediu în care teoretic n-avea cum să ajungă. Da. Cum ați făcut treaba asta? Uh, da, ca să ne luăm noi toate meritele uh -huh. pentru toate a nu erau era ușor cunoscută. În Din emisiunea de la TVR de pe vremuri. Da, sau... da, da, Ce s-a întâmplat? Noi prin 2016 am avut o discuție cu Cristi care ne gândeam, bă, trebuie să ne mutăm la București sau nu. Uh -huh. Și în urma discuției am pus mai multe chestii în balanță și am hotărât să rămânem la Cluj. În momentul în care am rămas la Cluj ne-am dat seama, bun, noi nu avem acces la vedetele alea, cu care poate ne-ar ajuta în conținutul nostru, adem, ce avem. Ci avem pe plan local. Da, ce mm -hmm. avem tare aici de care noi putem să ne folosim ca să creăm conținut și așa mai departe. Și eu zic pe Cristi, bă, uite, bunicuța aia de la Kinden. Am mers am abordat-o din primă, am scris două scenarii, Țin minte că am mers eu cu eu Cristi, am mers la ea, M am salutat-o, am zis vreți să filmăm, zis, hai să mâncăm ceva, ne-am pus frumos la masă, <laughs> am mâncat și după aia Țin minte că într-o oră am filmat două clipuri, care le-am luat la distanță de două mâini, amândouă o rupt. Deci de cum s-a pus primul clip, s-a dus s-a dus, s -a fost s a văzut din prima, Rachete. adică nu trebuia să fii ceva scouter de talent să dai seama, bă, e ceva acolo special, uh -huh. e, e, ceva. No, și e un personaj care e ușor să lucrezi cu el, atât prin că ea foarte deschisă, dar și prin faptul că ea tot timpul e un contrapunct. Adică gen bunica și gaming-ul. Un, eu mă joc mi vine bun că zice ce dracu <laughs> ea. Adică exact. e foarte ușor de generat umorul din situațiile astea. Și atunci o fel de situații în care bunica să fie contrapunctul și umor, că era cumva uh, conflictul dintre cele două lumi și mai mult bunica era cumva o instituție morală. Adică, cum zice, exact. bă, ce ar zice, Ili, cine se zic, nu știu cine Alexandru Ancuza, dacă s-ar ridica uh -huh. din morminte. Nu, no, cam mai ce bunica, știi? Adică acele cuvinte, bă, cei cu prostile astea sau ceva. Uh -huh. Și da, bunica pe parcurs, dacă la început era confortabil să filmăm doi oameni, trei oameni, patru oameni, cinci oameni, șase oameni, țin -mi de când am început filmul, am dus-o la nuntă pe ban, la, chiar la ziua de filmare când am filmat nunta și am undeva la 300 de oameni de acolo, zice, Pă, Mircea, da ce. Bă, Mirce, dar ce-s cu ăștia? Da, <laughs> ăștia atât la noi, da. Și pe cine le dă de mâncare? Era gen... <laughs> și practic, poate au vrut la început o ușoară reținere gen să dea textul pentru 30 de oameni. Și pa era confortabil să dea textul la 300 de oameni care se uită în gura ei, că nu e ușor. O uh -huh. Și acum, într-adevăr, într-un într, e, e, într, -un, într -un etapă în viață în care îi se rupe total. Ea e sinceritate 100%. Adică tot ce ne dorim noi, bă, ce ar vrea să fiu sincer 100%, dar poate nu putem pentru că vrem să fim diplomați, sau avem ceva de câștigat, nu știu ce? ea nu are nimic. Absolut, absolut nimic de pierduți. nimica. Ea ce are uh -huh. de zis, zice, știi? Adică îi, uh -huh. îi, place tine bine, dacă nu place tine, zice, știi? Deci te taie direct. Tot ce are de zis, political correct, nu știu dați i cancel la bunica. Ea zice ce vrea să zică. Și într-adevăr, acum e etapa aia în care e super liberă, soată așa foarte tare de noi, se simte bine, tot timpul zice că cumva prinde viața în momentul în care filmează cu noi și cumva noi ne luăm rolul de nepoți în serios, adică nu mai este noi nu numai o colaboratoare, e bunica noastră până la urmă. Da, la un moment dat a spus că cumva voi ați schimba viața și că i-ați dat un nou sens în, 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 viață, nu? Adică ați... Se și simte în comportamentul ei că trăiește o nouă tinerețe. Da. cum, crezi tu că a, 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 primit știu eu, populația României de vârsta ei și nu ne neapărat doar de vârsta ei, personajul ăsta. E, e o sursă de inspirație, de uh, cum să spun eu, de emoție, de motivație. E un personaj universal care cumva transcede absolut orice bariera asta, că e Ardeal sau sudul, că e bunici, părinți, copii. Am văzut, uh, vedeam, ziceam, uite, am mers cu bunica mea de 90 de ani să uită la Tantile Nuța, mai punem cu baba aia, nu știu ce. Copii de 2 ani care, gen, nu știu vorbi, dar stau cu telefonul în față și se uită la Tantile Nuța. Deci cumva ea are ceva mai mult, deci e o energie acolo care, care se transmite, știi? Uh -huh. După care, nu știu, suntem nostalgici, ne dorim să-l mai prindem cât mai mult, e ceva acolo, dar într-adevăr e un, tot timpul zic, singurul personaj din online fără hate.